Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Aurelian Marin, a declarat că sudul litoralului cunoaște anual o creștere semnificativă a numărului de turiști ce aleg să-și petreacă sejurul la malul mării. Acest lucru se întâmplă în detrimentul stațiunii Mamaia, care cunoaște o stagnare și uneori chiar o scădere a numărului de turiști. Cumva estimări în acest moment și la nivelul întregului litoral, atunci aș îndrăzni să afirm că ne putem baza pe o creștere de aproximativ 4%. Pe întregul litoral, ceea ce înseamnă că în Mamaia creșterea va fi considerabil mai mică, probabil că în jur de 1-2% comparativ cu anul trecut. Dar acestea sunt cifre pe care le avem astăzi. Încă se fac rezervări consistente pentru litoralul românesc, vara abia a început. Motivele pentru care turiștii aleg sudul litoralului au fost enumerate de președintele ANAT, care este de părere că oamenii vor să găsească pe litoral mai mult decât marea și plaja. Au apărut zone de distracție. Aș putea să dau exemplu acvaparcul din Eforie. Vorbim de sud, de la Eforie încoace. Aș putea la fel de bine să nominalizez parcul de aventură din Neptun. 4. Au apărut mult mai multe evenimente. Oamenii astăzi își doresc mai mult de la vacanță, dincolo de partea de cazare, de masă, de plajă, de soare, de mare, unde lucrurile oricum trebuie să stea bine. De aici încolo avem o piață de turism maturizată și mă refer atât la agenți economici cât și la turiști. Turiștii știu ce vor, motiv pentru care partea de entertainment, partea de evenimente a devenit importantă, iar astăzi în sudul litoralului avem parte de mult mai multe evenimente comparativ cu acum câțiva ani. Lipsa de investiții din ultimii 50 de ani a dus la dezastrul iluminatului public, al infrastructurii și la mizeria din așa zisele zone gri din sudul litoralului. Acum când se vor deschide în toamnă axele, se pare că se vor deschide inclusiv pentru iluminat public și s-ar putea să avem șanse undeva în 2016 să ne apucăm de el. Și cam asta e cu iluminatul public, cu spațiile verzi, cu treama stradală, să o iau într-o oarecare ordine. Cu treama stradală, la fel, la ora actuală cârpim, deci încercăm să punem plombe și atâta tot, pentru că tot așa proiectul pentru întregul sistem celor 6 stațiuni costă undeva la 20 și ceva de milioane de euro. Acum însă pe lista investițiilor se află și clădiri până nu de mult în paragină. Are municipiul Mangalia în vedere dezvoltarea și finalizarea, sau mai bine zis, completarea proiectului de faleză pe malul mării de la Mangalia până în zona, până la ieșirea, până la extremitatea de nord a municipiului, până dincolo de Olimp, de Neptun. Faleză, promenadă, cu vedere la mare, investiție mare, pe bani mulți, cu impact serios. Sperăm să ne iasă investițiile ulterioare în ce înseamnă infrastructura stațiunilor și a orașului. Tramă stradară, asfaltări, trotuare și așa mai departe. Autoritățile din sudul litoralului sunt convinse că și actualul sezon estival se va înscrie pe același trend ascendent pentru stațiunile din sudul litoralului.